Eroul de la Sevilla a oferit un interviu, în exclusivitate, pentru ProSport, în care a vorbit, printre altele, despre conflictul care mocnește între Gigi Becali și Clubul Armatei. Helmut Ducadam a fost întrebat despre decizia celor de la Steaua București de a-l da în judecată pe Mircea Lucescu, pentru faptul că spune Steaua atunci când se referă la FCSB. Într-un mod elegant, fostul mare portar a transmis că nu are niciun comentariu de făcut pe acest subiect, deoarece nu este de interes pentru el. A menționat faptul că s-a plictisit de războiul dintre FCSB și Steaua. Credeți că o să vi se intenteze și dumneavoastră un proces? Nu văd de ce, pentru că toată lumea se mai poate încurca. Asta e. Nu am niciun comentariu de făcut. Pur și simplu nu mă interesează. E strict problema lor. Chiar nu mă interesează. M-am plictisit de atâta timp, de acest subiect, la scurt timp după aflarea veștii că Helmut Ducadam a decedat, fostul său chechiper de la Steaua, Adrian Bambescu, a avut o reacție sfâșietoare, ce pot să mai zic? O lună jumate am fost internat și eu, și el la universitar și eu la spitalul militar. Ne sunam zilnic. Și zic, ia uite, bă! De la hanul lui Manuc, unde beam un șpriț, ne sunăm din spitale acum. Eu am avut o tumoare la picior. El zicea că e bine. Spunea să ne vedem la o cafă, cum zicea el, să ne întâlnim mai des. Îmi pare nespus de rău. E ceva incredibil. Se pare că septicemia ar fi făcut. Marcel Pușcaș mi-a spus. Chiar acum vorbeam cu Pițurcă, nici el nu știa nimic. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.